Bună, sunt Emma de la Galeria Creativ. Zilele trecute v-am arătat un tutorial în care am pictat acest placaj carton pânzat și carioca cu care am pictat-o. Astăzi o să vă arăt mai în detaliu instrumentele de colorat pictat. Vom folosi aceleași carioci cu care am colorat această planșă și o să fac câteva demonstrații. După cum v-am spus, carioca aceasta are două vârfuri. Deci are un vârf ascuțit, vedeți, cu care putem să colorăm, să desenăm un pic mai gros. Da? Vedeți? Și un vârf foarte subțire pentru detalii mai mari. Vedeți? Cu carioca aceasta am colorat planșa. Da? Carioci de genul acesta avem mai multe firme. Da? În funcție de numărul culorilor, deci sunt așezate, sunt la fel, foarte puțin diferă prețul unul de la celălalt. Și o să vă și arăt de la marca aceasta MB cum colorați. Și o să vă arăt și de la altă firmă. Vedeți, sunt așezate și într-o cutie, sunt foarte practice de folosit. Singura diferență între ele, o să și vedeți, este pigmentul. Deci toate au același vârf. Haideți să iau și de la altă firmă, tot roșul. Vedeți? Amândouă au vârf asemănător. Diferența dintre ele ar fi... Vedeți, acesta e un roșu aprins și acesta este tot un roșu aprins și mai este încă o firmă, așa, care are pigmentul un pic, foarte puțin mai deschis. Vedeți, dar ca și bază, cel de la Daco este un pic, are un vârf și mai subțire în partea cealaltă față de cel de la MP. Da? O să mai încerc și altă culoare, să vedeți dacă sunt diferențe. O să iau un galben de la firma aceasta și un galben la firma cealaltă. Vedeți, vârfurile sunt asemănătoare, doar pigmentul diferă puțin unul de la celălalt, vedeți? Și cum v-am spus, vârful din capătul celălalt este un pic mai subțire, deci puteți să-l folosiți la mai multe detalii. Ce aș adăuga la cariocile acestea, deci pe lângă colorat, puteți să le folosiți la scris caligrafic. Da? Vedeți, folosind partea de sus ca și subțire, partea de jos conturând o linie mai groasă. Vedeți? Deci se folosește foarte bine și la scrisul caligrafic. Vedeți? Deci se poate folosi și subțire și gros. Deci acestea sunt mărcile de carioci pe care le avem și le găsiți pe www.galeriacreativ.ro și pe care puteți să le folosiți coloratul pânzei de pictură. Sunt foarte ușor de folosit. Un lucru aș mai spune, după ce se termină carioca, deci din interior, puteți să folosiți și pe post de pensulă. Da? Deci merge foarte bine muiat în apă și vopsea și puteți să folosiți genul acesta de cariocă și în loc de pensulă. Am folosit cariocile cu vârf de pensulă și am trasat câteva linii ca să vedeți culorile care există în seturile acestea. Da? Și un alt instrument pe care vreau să vi-l arăt tot astăzi, eu l-am descoperit cu puțin timp în urmă,
și este un instrument nemaipomenit pentru pictură, pentru că, ia uitați-vă, pentru că puteți să folosiți și apă și vopsea, nu mai aveți nevoie de paharul de apă lângă dumneavoastră, puteți să umpleți rezervorul cu apă sau cu vopsele diferite. Vedeți, sunt pensule cu rezervoare, avem mai multe mărci, da? Avem și laset cu vârf subțire mai lat și cu vârf și mai lat, da? Avem și la bucată și o să vă arăt cum se folosesc aceste pensule. După cum am zis, sunt foarte, foarte practice, le folosesc foarte des cu copiii sau puteți să le folosiți la detalii în tablourile dumneavoastră. Eu o să vă fac o demonstrație. Am luat o pensulă, am luat una, deja am pregătit-o un pic ca să vedeți cum se folosește. Am pus un pic de apă, am folosit o pipetă, da? Este foarte ușor. Vedeți, pensulele acestea se desfac și au rezervorul în partea de jos. Da? Am introdus cu pipeta puțină apă și tempera, da? Deci tempera fiind mai subțire, se poate folosi foarte ușor la pensula aceasta. Da? Am introdus apă cu pipeta și amestecăm foarte bine. Și haideți să vedem cât de ușor puteți să pictați cu pensula aceasta. Vedeți? O să fac câteva încercări aici, într-un colț. Puteți să apăsați un pic să iasă un pic capa, vedeți? Și ia uitați. Deci foarte ușor de colorat, da? Nu mai trebuie să folosiți apă și în funcție de concentrația care o doriți, puneți apă și tempera, puteți să folosiți și acrilic cu apă distilată, puteți să o folosiți pentru că acrilicul se usucă foarte repede și atunci strică vârful pensulei. Dacă folosiți apă distilată și acrilic, atunci o să se mențină foarte, foarte bine. Ia uitați-vă ce ușor este de folosit și nu mai aveți nevoie de paharul de pictură, la fel și la detalii, în funcție de vârful pensulei. Da? Sunt nemaipomenite pentru școală, ca să nu mai aibă nevoie copilașii de paharul cu apă. Și o să vă mai fac încă o demonstrație. De data aceasta o să fac cu tuș, da? Pentru că se poate umple cu tuș rezervorul, da? Și să vedeți ce minunăție iese. O să folosesc la fel o pipetă ca să nu mă zgălesc, să nu mă murdăresc și eu. Da, introduceți cât doriți. E foarte ușor de spălat. Da? Vedeți? Și haideți să vedem. Îți apăsăm un pic pe un șervețel să iasă. Da? Și o să vă arăt cât de ușor se pictează și cu tușul sau se trasează linii. Vedeți? În funcție de ce doriți să desenați, să pictați, da, la fel, vedeți, diferite linii se pot trasa. De să mai apăsați, să iasă un pic mai mult pe vârf. Vedeți? Puteți să folosiți la diferite detalii. Tușul la fel îl găsiți în multe culori. Sau dacă nu doriți să îl folosiți cu vopsea înăuntru, puteți să-l folosiți pur și simplu ca și rezervor de apă. Umpleți cu apă și înmuiați pensula în vopsea dorită. Și la fel nu mai aveți nevoie de paharul de apă. Deci sunt niște pensule foarte, foarte practice și ușor de folosit. Vi le recomand cu mare drag. Dacă intrați pe site-ul nostru www.galeriacreativ.ro, veți găsi toate aceste materiale, puteți să le comandați online.